În această perioadă, toate zodiile ar trebui să-și planifice ziua în detaliu și să nu fie distrase de la idei la întâmplare. În caz contrar, există mari șanse ca ziua să nu aducă rezultatul dorit. Nu vă angajați să faceți totul dintr-o dată. Fiți calmi și consecvenți în afaceri, recomandă astrologii, care vă spun ce au pregătit stelele pentru 12-18 septembrie pentru fiecare zodie. Berbec. În primele zile ale săptămânii te simți excelent. Recomandabil este să-ți direcționeze eforturile către lucrurile folositoare ție, cum ar fi îmbunătățirea personalității, a relațiilor cu ceilalți sau îngrijirea corporală. Sunt posibile vise, viziuni sau revelații ale unor evenimente importante din viața ta. Miercuri și joi se conturează cheltuieli cotidiene. Poți primi cadouri și recompense mărunte, dar care îți vor bucura sufletul. Taur. Vei avea momente bune de a-ți analiza viața și de a-ți croi noi direcții de urmat. Oamenii pe care te-ai bazat până acum pot dispărea din preajma ta. La locul de muncă, activitățile te solicită destul de mult, iar în sufletul tău domnește nemulțumirea. De reținut că susținerea din partea unui protector în segmentul socio-profesional va dispărea și va trebui singur să decizi cum te descurci în continuare. În a doua parte a săptămânii îți revii și apari în mijlocul celorlalți cu șarmul tău caracteristic. Poți primi cadouri. Gemeni. Prietenii și protectorii îți deschid săptămâna. Întâlniri, dialoguri, sfaturi, soluții bune, toate vin către tine de la oamenii deosebiți care chiar vor să te ajute. S-ar putea să-ți orienteze eforturile către dezvoltarea carierei profesionale. Însă vei reuși și aceste lucruri numai după ce vei aborda viața printr-un alt sistem de valori morale. Sănătatea este vulnerabilă. Indicat este să te retragi din forfota cotidiană și să stai de vorbă doar cu propria-ți ființă. În ultimele zile ale săptămânii te vei simți mult mai bine. Rac. Tendința este de a-ți neglija treburile de acasă și de a te ocupa numai de domeniile vieții sociale. Este adevărat că ai multă susținere în acest sens, mai ales pe afirmarea socială. Însă una din marile provocări ale acestei perioade este găsirea echilibrului între casă, familie și loc de muncă. Foarte importante sunt acum relațiile cu prietenii, deoarece se conturează noutăți deosebite. Sfârșitul săptămânii petrece-l doar cu tine însuți și odihnește-te conștient. Leu. Debutul săptămânii îți poate aduce aspecte legate de studii pe termen lung sau de călătorii în străinătate. Socializarea este bine susținută energetic în această săptămână, dar evită exagerările și selectează oamenii alături de care alegi să desfășori activități comune. Pentru ultimele zile ale săptămânii, astrele ți-au pregătit întâlniri și dialoguri fructuoase cu prietenii. Sunt momente deosebite de a scăpa de oamenii falși și de a te apropia de oamenii de elită. Fecioară. Se vor remarca aspectele bănești în primele zile ale săptămânii. Este vorba de achitarea taxelor, impozitelor, datoriilor sau, în funcție de caz, poți soluționa chestiuni ce privesc moștenirile sau partajele. Relațiile parteneriale se vor reconfigura atât în plan personal cât și profesional. Există varianta ruperii unor relații parteneriale sau a unor colaborări. Perioada 15-16 septembrie este favorabilă activităților culturale. În a doua parte a săptămânii apar și chestiuni privitoare la poziția ta socială și la segmentul profesional. Balanță. Relațiile parteneriale și colaborările îți deschid săptămâna. Sunt posibile dialoguri interesante, rolul lor fiind de a lămuri lucrurile. Recomandabil este să-ți schimbi atitudinea vis-a-vis de ceilalți și să ții cont și de părerea lor. În contextul unor probleme personale de sănătate, poți întâlni o persoană deosebită, ce va deveni mai târziu un adevărat prieten. În ultimele zile ale săptămânii, astrele ți-au pregătit activități culturale. De asemenea, sunt posibile și călătorii îndepărtate pentru studii, pentru muncă sau un scop turistic. La serviciu este multă forfotă. Scorpion. În prima parte a săptămânii se pare că ești foarte preocupat. Bine este să găsești un echilibru între îndatoririle sociale și cele legate de viața ta privată. Un hobby poate să devină o adevărată profesie. Pe de altă parte, relațiile sentimentale și cele cu copiii vor căpăta noi dimensiuni pentru tine. Partenerul de viață ți-ar putea face reproșuri, însă dreptatea este de partea lui. Lămurește lucrurile și fii mai atent la nevoile celor din jurul tău. Spre sfârșitul săptămânii apar chestiuni financiare legate de banii și bunurile comune. Săgetător.
La începutul săptămânii, tu dai tonul la veselie și aventuri. Apar noutăți în zona familiei și a locuinței. Este posibil să descoperi că un membru al familiei are o pregătire aparte pentru domeniile spirituale și să dorești și tu acest lucru. Poți primi informații și sfaturi deosebite legate de o casă, un teren sau bunuri patrimoniale. Pe 14 și 15 septembrie, sănătatea este vulnerabilă. Fii mai rezervat și temperează-ți reacțiile de moment. În ultimele zile ale săptămânii, astrele îți activează mult relațiile parteneriale. Capricorn. Activitățile gospodărești îți vor ocupa primele zile ale săptămânii. Este posibil ca un membru a familiei să aibă probleme de sănătate și să fii nevoit să-i dai o mână de ajutor. Se conturează experiențe deosebite pe segmentul studiilor și al relațiilor cu anturajul apropiat. Sunt zile bune și pentru a te ocupa de un hobby. În ultimele zile ale intervalului analizat, oboseala va fi evidențiată. Pe de altă parte, la locul de muncă, ai multe de făcut. Colegii nu te susțin, iar șefii nici atât. Vărsător, în primele zile ale săptămânii ești mai mult pe drumuri. Se pare că vei avea de discutat lucruri importante cu persoanele apropiate. Planurile de călătorii în ținuturi îndepărtate nu au succes în această perioadă. Începe o perioadă de revizuire a scării valorilor proprii. Echilibrul dintre material și imaterial va fi o altă provocare. Sau te poți instrui în domeniul afacerilor pentru a demara o afacere pe cont propriu. Sunt și momente bune de a te ocupa de treburi gospodărești. Poți face cu succes o curățenie generală, o reamenajare de decor sau reparații. Relațiile sentimentale sunt deosebite. Pești. Capitolul financiar te preocupă încă din primele zile ale săptămânii. S-ar putea să primești cadouri, recompense sau vești legate de îmbunătățirea veniturilor din propria muncă. Bine este să nu dai curs tentației de a cheltui mai mult decât îți poți permite, până nu ești sigur de banii disponibili. La sfârșitul săptămânii, pregătește-te de activități gospodărești. Un membru al familiei s-ar putea să aibă nevoie de sprijinul tău. Oferă-ți sprijinul în mod necondiționat.